Consiliul Local al Comunei Țânțăreni a derulat proiectul cu titlul Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Copii și Părinți, Orice Copil Contează, proiect finanțat de Banca de Dezvoltare a Comunității Europene și Guvernul României. Avem și noi o contribuție chiar de 42,76%, pentru că altfel, dacă contribuția noastră nu era suficientă, nu ni s-a aprobat proiectul. În contribuția aceasta intră și numerar și faptul că am contribuit cu terenul, cu clădirea și așa mai departe. Obiectivul general al acestui proiect este înființarea unui centru de consiliere și sprijin pentru copii și părinți cu o capacitate de 15 locuri pentru copii și 10 pentru părinți în localitatea Țânțăreni, cu scopul sprijinirii și asistării părinților sau potențialilor părinți pentru a face față dificultăților psihosociale care afectează relațiile familiale. Am observat că au rămas foarte mulți copii fără părinți, deoarece aceștia sunt plecați în străinătate și i-au lăsat în grija bunicilor sau altor persoane apropiate familiei. Și de asemenea am observat că acești copii, fie că, eu știu, ia alte căi, cum s-ar spune, neortodoxe, în sensul că se ocupă de băutură, de, și plus abandonul școlar. Și am considerat că este nevoie să ne ocupăm de ei. De aceea chiar centrului am spus Orice Copil Contează. Bugetul proiectului este de 139.762 de euro, dintre care 80.000 de euro finanțare din partea Guvernului României și a Băncii de Dezvoltare a Comunității Europene, iar 59.762 de euro finanțare din partea Consiliului Local al Comunei Țânțăreni.